Pe 29 ianuarie se va desfășura campania națională Sâmbătă Donăm Sânge. La această acțiune s-a alăturat și Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva, sâmbătă fiind deschise toate punctele de donare de sânge din țară. În această perioadă este mare nevoie de sânge nu doar pentru tratamentul COVID, ci și pentru numeroasele victime ale accidentelor de circulație din ultima vreme. Da, am făcut o campanie, de fapt este o campanie la nivel național pentru donarea de sânge, pentru că cerințele sunt crescute, bolnavii au diverse patologii, această iarnă mai brutală, ca să spun așa, trecerea bruscă la o temperatură scăzută a dus la multe accidente de mașină și ne-au cam consumat stocurile. Pe lângă ce patologia bolnavilor, infecțiile cu COVID, deci, într-un cuvânt, solicitările noastre pentru produse sanguine la bile sunt foarte crescute. S-a stabilit la nivel de țară să se doneze sânge în ziua de sâmbătă, 29 ianuarie. Îi așteptăm pe toți cei care vor să pună umărul și să ajute puțin să aducă aceste picături salvatoare și aceste picături dătătoare de speranță. Donatorii sunt așteptați la centrele de specialitate sâmbătă 29 ianuarie, între orele 8 și 12 în județul Hunedoara, fiind mare cerere de un derivat din sânge, concentratul trombocitar pentru grupele 0 și A2. Avem mare cerere pentru un produs foarte deosebit din sânge, concentratul trombocitar, și pentru de grupa A2 și de grupa 0, și îi așteptăm pe toți cei sănătoși cu vârste de 18 la 60 de ani, fără patologii, fără probleme de sănătate, fără tratamente cronice, care pentru un moment se gândesc și la cei aflați în spitale, cei aflați în suferință, și să vină să doneze. Îi rugăm să ia micul dejun, să se hidrateze și să ne tragă pragul între 8 și 12 sâmbătă, 29 ianuarie. Cei care doresc să doneze sânge în județul nostru o pot face la centrele fixe de recoltare din Deva, vis-a-vis de Casa de Pensii, la Hunedoara, la nivelul al doilea al Policlinicii Spitalului, și la Petroșani, la Policlinica Stomatologică, la etajul 2.